gândit să începem săptămâna cu prevenție și am ales subiectul legat de virusul HPV sau papiloma virus, un virus ce, din păcate, afectează în mare parte femeile, dar și bărbații. Și vorbim aici de infecția cu HPV ce duce la cancerul de col uterin. Iar statisticile arată că tot mai multe femei sunt diagnosticate anual cu acest diagnostic crunt. Dar mai bine și specialistul care ne poate elucida tot ce înseamnă legat de HPV, de virusul HPV, este doamna profesor dr. Doina Zoică, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Bună dimineața, doamna profesor doctor, bună și bine dimineața. Ați revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit și mă bucur să fim la o discuție foarte importantă și tonică, pot spune, pentru că atunci când ai armele cu care să lupți împotriva unui dușman atât de dur, crâncen, atunci te bucuri, înseamnă exact. Că ai o șansă. Exact, doamna profesor, și în momentul în care v-am contactat, v-am spus că mi-aș dori să dezbatem acest subiect legat de virusul HPV, pentru că, așa cum am menționat, afectează în procent mult mai mare femeile, dar știm că afectează acest virus sunt și bărbații, cu atât mai mult cu cât există undeva la 200 de tulpini. Toate periculoase în felul lor, în forma lor, dar vă rugăm pe dumneavoastră să ne dați definiția acestui virus și cât de rău ne poate face, de unde îl putem contacta. Sigur. Sigur că lumea aceasta a agenților patogeni, mm-hmm. și am văzut dureros de faptul că ne-am confruntat cu o pandemie cruntă, da. Un virus nou a apărut. Iată că HPV-ul nu este chiar un virus foarte nou. Noi l-am descoperit acum și posibilitățile de diagnostic fac ca din ce în ce mai fin să fie diagnosticul acesta virusologic, molecular, prin care să identificăm cauzele la unele îmbolnăviri care poate înainte rămâneau așa în zona necunoscutului. Așa se explică de ce știm mai multe și știm cifre mai exacte vis-a-vis de incidența, de prevalența infecțiilor determinate cu acest virus. Practic, în cursul vieții, cam aproximativ toată populația feminină sau masculină poate să aibă o probabilitate destul de mare să facă infecția. Deci, principiul acela, eu nu, că... Da, mie nu mi se poate întâmpla. Nu prea este valabil în cazul HPV-ului. Și atunci, sigur, ne punem problema cum să ne apărăm mai bine și cum să facem ca viața noastră să fie, în primul rând, o viață în plină sănătate sau cât mai lung timp, fără nicio boală, nicio incapacitate. Această infecție poate fi contractată, poate apare, așa cum ați spus dumneavoastră, atât la femei cât și la bărbați. Uh-huh. Incidența cea mai mare sau frecvența cea mai mare este în momentul în care începe viața sexuală, pentru că una din transmiteri nu este singura, este o transmitere pe cale sexuală. Categoric, nu toate persoanele, și aici dau o veste bună, dar asta nu trebuie să ne facă să lăsăm garda jos vis-a-vis de prevenția acestei infecții, nu toate persoanele vor dezvolta o formă din aceasta vizibilă, clinică, patogenă. Există un mecanism foarte complex prin care acest virus vrea să ne acapareze, că asta este
să zicem, tendința primară și primitivă a acestor microorganisme, ele să domine, o parte din, o mare parte din persoanele care se infectează pot în mod natural să se debaraseze de virus, iar dacă această infecție nu persistă peste 2 ani, adică această infectare pe care uneori nu o cunoaștem decât dacă facem o evaluare din aceasta de laborator, deci peste 2 ani există posibilitatea ca persoana să se debaraseze de virus, dar există și o probabilitate ca infecția să evolueze spre o infecție latentă. Uh-huh. Această infecție latentă în 3-5 ani poate să ducă la apariția unor leziuni precanceroase și după 5 până la 9-10 ani poate să genereze persistența acestei infecții, să genereze apariția formelor acestora invazive de cancer. Deci nu ne luptăm noi cu natura, da. Trebuie doar să fim mai inteligenți decât aceste microorganisme și să ne protejăm din timp. Pentru că nimeni nu poate să ne spună și să ne dea o rată de probabilitate câți din noi vom face infecția aceasta persistentă și vom dezvolta un cancer. Ce vreau să vă spun este că într-adevăr sunt peste 200 de tipuri de virus HPV circulante. Dintre acestea 100 pot determina infecția la om și dintre cele 100, 30 pot să aibă manifestări la nivelul organelor genitale, la nivel genital. De ce spun lucrul acesta? Pentru că trebuie să știm că HPV-ul nu determină doar cancerul de col uterin. Uh-huh. Sigur, femeile au această expunere, într-adevăr, care trebuie să ne facă să ne focusăm atenția asupra femeilor, dar nu numai asupra problemei acestea a cancerului de col uterin, care este foarte important. Gândiți-vă că în România, din păcate, trebuie să spun din nou că România este una din țările Europei cu rata cea mai înaltă de cazuri de cancer de col uterin. Sunt diagnosticate peste 3500 de cazuri noi pe an. Este enorm. Este enorm într-o țară care, în care este nevoie de potențialul acesta creativ și biologic al femeii care aduce pe lume copii. Da. 3500 de femei și din acestea cam pe an mor 1500 datorită cancerului de col uterin. Aproape jumătate din ele. Cauzele sunt multe și nu țin doar de boala în sine, țin și de educația noastră, de mentalitatea noastră, de adresabilitatea către sistemul de sănătate, de permisibilitatea sau oferirea din partea sistemului de sănătate a unor servicii cât mai să zicem susținute și cât mai apropiate de această populație care are nevoie de asistență medicală calificată. Și vă voi spune aici, pentru că am atât de multe lucruri. Tocmai așa, atât de multe întrebări, dar vă las să le spuneți dumneavoastră că e mai bine. Deci să fim foarte clar, deci acest cancer de col uterin, evident și clar, fără niciun dubiu, poate fi prevenit în cea mai mare măsură prin vaccinare. Un cancer nu este o boală unicauzală, doar este dată de infecția
persistentă cu acest virus. Este o boală complexă.